Examen cu porți antitero și control de securitate ca la aeroport. Așa a arătat admiterea la Facultatea de Drept din București. Candidații au fost controlați riguros în buzunare, dar și în urechi să nu aibă dispozitive care ar putea frauda admiterea. Chiar și așa, concurența a fost foarte mare. Aproape 5 candidați pentru un singur loc la buget. Conform Observator News, peste 1200 de absolvenți au trecut prin filtrul de control din pavilionul Romexpo de la prima ora dimineții. Un control riguros, la fel ca pe aeroport, au avut de trecut candidații înainte de examen. Sunt controlați în buzunare, în genți, dar și în urechi pentru a nu intra cu căști. A fost cea mai mare concurență din ultimii 3 ani, cu 5 candidați pe loc la buget. Tinerii sunt hotărâți să încerce mai întâi să schimbe sistemul din România, înainte să aleagă calea străinătății. Ghiță Marin are 87 de ani și a sperat toată viața că va urma o facultate, a avut diverse meserii în agricultură și în cinematografie, dar s-a simțit mereu justițiar. Peste un an și jumătate voi face 90 de ani, vreau să-mi împlinesc și eu visul ăsta. Am trecut prin multe, am trecut prin războaie, istorie știu și eu destul, orice m-ar întreba pot să răspund, a spus Ghiță Marin. Peste 80% dintre absolvenți reușesc să se angajeze pe piața muncii după anii de studiu și examenele finale, spun profesorii, și doar 2% abandonează facultatea pentru că nu fac față. Au rămas puține facultăți care nu au renunțat la admiterea pe bază de examen. Concurența mare este acum și la medicina veterinară și medicină generală, relatează observatornews.ro.